Hello, 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 Bună hello. ziua! Gheșa la ne salută după această scurtă pauză și ne spune că bine am revenit. Eu sunt Camelia și voi traduce ultima lecție a lui Gheșela din acest amrim. It's completely empty. Oh, okay, good. We're don't forget we're in the middle of the perfection of Nu giving. uitați că suntem în mijlocul perfecțiunii generozității. Și despre perfecțiunea efortului cu bucurie vom lucra în Kyoto. Aici discutăm despre mai multe tipuri de dăruire. Forme de dăruire care nu sunt bune. Cum ar fi că nu ai putea să oferi alcool unui alcoolic. Chuk means, chuk înseamnă. Chugen este cuvântul vechi pentru sacrificiu. Este un obicei hindus vechi de a sacrifica vaca. Tangen înseamnă idee proastă și sunt multe povești despre persoane care au făcut ofrandă acest animal, vaca. Apoi are o listă cu atitudini necorespunzătoare de a oferi. Când încercăm să facem o faptă bună, mintea noastră trebuie să fie într-o stare bună. Vrem să oferim bani, spre exemplu, proiectului legat de infrastructura de drumuri de la noi. Dacă nu avem această stare, atunci actul de oferire va fi unul ciudat. Ofer, dar ești morocanos. Drendu, cel de-al doilea, va fi să mă gândesc că eu aș putea să dau puțin mai mult decât alte țări. Aceasta se numește generozitate competitivă. Atunci când mă gândesc că eu voi da cea mai mare sumă. Kirti în sanscrită este cunoscut. Atunci când vreau ca toată lumea să audă cât de generos sunt eu, Shumbha înseamnă puțin deprimat. Nu ar trebui să fii deprimat atunci când oferi ceva. Ceva de genul, vă aștept să se termine această lecție de colectare de fonduri. Gelsem este foarte important și înseamnă ceva de genul când Sunam povestea și toată lumea era foarte fericită și țările deveneau competitive între ele și dintr-o dată am oferit mai mult decât aș putea oferi. Și am oferit prea mult. Se întâmplă. Atunci când suntem în această afacere a dăruirii, uneori se poate întâmpla să fim mult prea încântați și să oferim prea mult. Iar apoi îți dai seama că nu ai gândit cum trebuia. Dai din gură, oferă și nu te gândi dacă ai făcut un lucru bun sau dacă ai făcut un lucru rău. Doar dai din gură și data viitoare controlează-te. Chogri înseamnă că eu îmi voi ajuta
prietenii și alți oameni. Chogri, atunci când îi ajut pe oamenii pe care îi placi, nu îi ajut pe ceilalți. Țara din care fac eu parte, la fiecare 10 ani decide că are un alt inamic, are o altă țară pe care nu o place. Și începe să spună acestea sunt niște oameni răi. Acum sunt oameni buni și anul următor aceștia sunt inamicii și aceștia sunt oamenii răi. Și anul următor se schimbă din nou. Odată la 5 ani sau în fiecare an, oamenii din America spun că fie germanii sunt răi sau cei din Rusia sunt răi. Am fost în Maroc și am făcut o retragere în care am studiat Coran. Și erau din partea talibanilor și erau inamici ai Statelor Unite, dar noi eram cu toții prieteni și am petrecut un timp grozav. Și am învățat limba arabă. E o glumă în mănăstire. Am uitat mai mult decât ai învățat vreodată. Vedeți că inamicii se schimbă odată la câțiva ani. Faceți-vă prieteni cu toți, pentru că toți sunt la fel și toți își doresc să fie prieteni și este atât de drăguț. Să poți spune că ești prieten cu oricine din toată lumea și că iubesc orice altă țară. Când trăiam în New York și când am fost să vizitez aceste țări musulmane unde existau bombardamente, și m-au întrebat de unde sunt. Și m-au întrebat de unde sunt și le-am spus că sunt din Manhattan. Și m-au întrebat, Manhattan unde vine? Este o insulă pe coasta Pacificului. Când călătorești, afli că oamenii sunt la fel de drăguți în toate locurile lumii. Macapa înseamnă să nu lași ca actul tău de dăruire să fie poluat, să fie compromis. Următoarea imagine, vă rog. Acesta este cel mai haios lucru despre care am auzit vreodată. Oamenii își cumpără încălțări sport albe, iar apoi încearcă să și le păstreze albe. Mie mi se pare o nebunie să cumperi tenis alb și să vrei să îi păstrezi albi în permanență și atunci îi dai cu un spray alb. Aceasta e o idee interesantă. Odată ce am finalizat această secțiune a dăruirii, are o secțiune foarte frumoasă și cred că vom face o învățătură specială despre acest lucru. Shantideva a scris două cărți mari. Îl recunoaștem pentru Bodhisattva Aryacavatara, Ghidul de viață al unui Bodhisattva, în care a colectat toate sfaturile din vechile sutre. Este atât de extraordinar încât odată aș vrea să îl și predau. There's a reason why it's not famous. It's kind of dull, actually. I hate to say that. I shouldn't say that. N-am trebuit să spun lucrul acesta, deși el mi-a spus că este plictisitor.
nu este scrisul lui. El a preluat texte din alte lucrări. Cealaltă carte este una dintre cele mai bune cărți. Este o colecție foarte mare de texte culese din alte lucrări. Toate lucrurile pe care le deții acum și corpul tău și toate posesiunile tale, odată ce vei deveni bodhisattva, acestea vor fi deja vândute. Corpul tău, pantofii tăi albi, casa ta și banii tăi și timpul tău, care pentru mine este cel mai prețios lucru, tot ceea ce dețin ca bodhisattva, deja ai promis că îl vei dărui. Deci acum nu mai este al tău. Doar ai grijă de ele până vei termina oferirea. Înțelegeți ce vreau să spun? Tot ceea ce dețin este deja dedicat altor persoane. Și timpul tău, și corpul tău, deja l-ai oferit, pentru că te-ai oferit să fii în serviciul fiecărui ființe vii. De aceea nu le mai deții. Tu ești doar îngrijitorul. Până în ziua care vei reuși să ești ca un depozit Amazon. Marfa din depozit nu este a Amazonului. Ea urmează să fie livrată. Când ați luat jurămintele de bodhisattva, deja te-ai angajat că vei face lucrurile astea pentru ceilalți oameni și că vei avea grijă de ei până în ziua în care se va finaliza livrarea. Până aceștia vor spune, acum vreau eu timpul tău, mașina ta. Și Shantideva spune că atâta timp cât lucrurile sunt încă în depozit, ai responsabilitatea de a purta, de a le purta de grijă într-o stare bună, dar ele nu-ți mai aparțin. Toate lucrurile tale, tot timpul tău, toți banii tăi și tot, și corpul tău inclusiv, deja a fost dat, doar că nu a fost încă livrat. Nu poți să-ți distrugi corpul până la livrare. Nu mai este al tău, aparține altor oameni. Și atunci trebuie să fii sănătos. Trebuie să ai grijă de sănătatea ta. Nu mai este este responsabilitatea ta, dar nu-ți mai aparține. Cam așa se deschide la nasul chiar aici în zona buricului. La alte persoane deschide aici, ne arată în zona pieptului. Nu poți lua în greutate pentru că te vei îmbolnăvi. Nu vei putea lua în greutate. Trebuie să ai grijă de corpul tău. Trebuie să faci yoga. Trebuie să mănânci cu înțelepciune. Pentru că nu mai este corpul tău. Nu-ți mai aparține. Temporar, ești îngrijitorul lui. Ești îngrijitorul din depozit până la data livrării. Este un argument foarte frumos. Și acesta este modul în care el termină prima perfecțiune. Și acesta este un citat din Shantideva. El spune, nu ai dreptul să fii supraponderal. Nu ai dreptul să nu dormi. Nu ai dreptul să nu ai grijă de tine. Nu mai deții tu corpul acesta.
Ar trebui să vă alăturați clubului de lectură. Dacă ne vom da seama de ideea clubului de sală de lectură este una dintre cele mai bune pe care le-am avut. I-am promis că la ora 10, la ora 10, Rob vine la mine și îmi ia calculatorul și telefonul. Și mă scol de la ora 2 și l-aștept. Unde este calculatorul meu? Unde este telefonul? Care este temperatura medie? Și apoi îmi dau seama că poate nu contează lucrul acesta. Când te vei alătura acestui grup, îți vei da seama cât de ciudate sunt aceste lucruri. Observ cât de repede îți cresc punctile. Dacă locuiești singur, dar eu locuiesc cu soția mea și dar le las pe partea cealaltă a patului, în dreptul soției mele, și de ea are grijă de ele și îmi dă peste mână dacă mă întind să le iau de acolo, să iau electronicele. Este una dintre aceste cărți. Poți cumpăra una dintre acestea pe care le avem la le avem din clubul de din clubul alunelor nebune. Cărțile traduse de clubul alunelor nebune te va ajuta să dormi în 2 minute. Este grozav pentru somn. Dacă vreți, sfatul meu personal este Magia Mică. Te adorme în 2 minute. Vei citi o singură pagină. Vei pune cartea lângă tine la ora 10. Pune calculatorul într-un loc unde nu ajungi la el, pentru că îți vei dori să ajungi la el. Și telecomanda, de asemenea, să fie undeva la departe. Alăturați-vă acestui club de noapte de lectură. Acesta este cel mai bun lucru pe care îl puteți face. Veți dormi bine, veți fi fericiți, o să fiți creativi, nu o să vi se întâmple lucrurile de peste noapte. Eu niciodată n-am dormit 8 ore întreaga viață, iar acum dorm 8 ore. La ora 10 sunt în pat și la 6 mă trezesc. O să lucrez. Mă apuc să lucrez la 6 și 5. Nu permit nici un fel de întâlniri sau alte activități până la ora 10 și asta este grozav. Alăturați-vă clubului de lectură de noapte bună. Care este denumirea prescurtată? Clubul de noapte. Poate în visele voastre va cânta Jimi Hendrix. Nu așteptați să aveți 70 de ani ca să faceți lucrul ăsta. Faceți acum și veți fi mult mai productivi și mintea voastră va fi clară și meditația o să fie grozavă. Citește o carte când adormi, când te trezești, meditezi. 5 minute, 10 minute și viața voastră se va schimba. Vii aici să înveți ceva?
Atunci, clubul de noapte bună. Acesta este sfatul lui Shanti Deva de a avea grijă de lucrurile pe care nu le mai deții, dar de care trebuie să ai grijă. Primul. Deja ai promis corpul tău altor persoane. Dacă ai luat angajamentele de body, jurămintele de bodhisattva, deja ai promis corpul tău altor persoane. Am promis să fiu un serviciu tuturor persoanelor. Deci nu mai este corpul tău. Nu lua jurămintele de bodhisattva ca un amuzament. Este un lucru foarte serios. Întâi de toate, amintește-ți că deja te-ai angajat. Here's the important part. Do la ma. Iar aici e partea importantă. Until the time is ready for până când vine data livrării. Este responsabilitatea ta să ai grijă de corpul tău și ai grijă să nu-l rănești. Nu munci prea mult. Fă yoga, nu este al tău, deja l-ai promis altcuiva, așa că trebuie să ai grijă de el. Este diferit de a avea grijă de mine din motive egoiste. Trebuie să mănânci legume, așa îmi spune soția mea. Altfel îți vei face rău. Și eu mă gândesc, da, ok. Fac o mulțime de lucruri care mă rănesc. Dar ea îmi spune, rănești proprietatea altor persoane. Asta nu îți mai aparține ție. Atunci mă gândesc că este cu adevărat un lucru rău. Nu este al meu. Este ca și cum ai împrumutat mașina cuiva și o distrugi. El, stați puțin, nu a făcut el lucrul ăsta. La Seji, cred că se referă. Alții au făcut lucrul acesta pentru el. Mașinile, de fapt. Lucruri care ți-ar putea răni corpul. Prea mult zahăr, prea puțin somn, prea multă cafea. Muncă nebunească este bine, dar muncă foarte, foarte nebunească nu e bine. Responsabilitatea ta să ai grijă de tine într-un mod bun, astfel încât să poți trăi o viață lungă. Îți ia milioane de ani ca să ajungi astăzi aici, în această cameră. Trebuie să ai grijă de această persoană. Această persoană este foarte valoroasă. Nu știu dacă tu crezi despre tine că ești valoros sau nu, dar îți spun că ești foarte valoros. Dacă ești în această cameră, milioane de ani de muncă te-au adus aici. Nu te răni și nu irosi. Este responsabilitatea ta să dormi bine, să mănânci bine, și să nu muncești excesiv. Când se va fa rol din când în când, oamenii spun, oh, Geshe-la cântă rock and roll și spun, da. Ai nevoie să te relaxezi, ai nevoie să te distrezi. Distracția este una dintre cele patru lucruri de subsistență. Am nevoie să mă distrez cumva.
Tahpa înseamnă puritate. Nu lăsa Nu permite corpului tău să rănească alte persoane sau să mintă alte persoane. Asta înseamnă să continui să dai cu spray pe tenisii tăi. Dacă sunt puțin murdari, trebuie să dai cu spray pe ei. Acesta este corpul tău și acesta este timpul tău și trebuie să ai grijă de ei. Dacă faci ceva, să aibă grijă de tine. Când ajungi la vârsta mea, trebuie să duci la doctor tot timpul. Și nu-mi place și nici n-am făcut-o toată viața. Nu am fost la doctor foarte mulți ani. Dar când ajungi la vârsta mea, trebuie să ai doctori și să-ți respecti întâlnirile. Și lasă-i să te taie atunci când îți cer lucrul ăsta. Trebuie să trăiești cât de mult posibil. Ai grijă de el, nu-l murdări pentru următoarea persoană, păstrează inima ta pură, păstrează corpul curat pentru următoarea persoană. Și apoi vorbește despre avea grijă de corpul tău în viitor. De asemenea, ai și această responsabilitate pentru viața viitoare. Iar acum lucrurile deja devin serioase. Am suficiente probleme având grijă de corpul acesta cu care m-am născut, iar acum trebuie să am grijă de corpul cu care încă nu m-am născut. Și răspunsul este da. Corpul tău viitor deja a fost vândut. Și acela este în depozitul de karma al Amazonului. Ai nevoie să colectezi karma care îți va da un corp bun data viitoare. Pentru că și acela este vândut. Ați înțeles? Nu numai că trebuie să ai grijă de corpul cu care te-ai născut, pentru că nu mai este al tău, dar și corpul tău viitor este deja angajat și este deja vândut. Deci ai o responsabilitate de a colecta karma pentru a crea un corp bun și în viața viitoare. Este un joc foarte amuzant, cred eu. Ok, încerc să fiu generos pentru că am promis corpul meu în viața viitoare și vreau să am bani suficienți pentru asta. Voi avea grijă de oamenii înfometați, o să am grijă de cei fără adăpost și voi ajuta oamenii care sunt în război pentru că îmi doresc ca corpul meu viitor să fie unul drăguț. Pentru că deja am promis lucrul acesta. Este ca și cum ai promis un cadou copilului tău. Am promis un cadou de ziua ta pentru anul viitor. Și atunci trebuie să încep să colectez bani pentru acesta. El spune, fii pregătit să dăruiești, protejează-ți corpul și păstrează-l într-o formă bună. De asemenea și corpul viitor. Iar apoi, la mrim, menționează 8 lucruri despre corpul tău de care ar trebui să fii pregătit. Corpul viitor de care ar trebui să te pregătești de acum. Ce să faci acum pentru a colecta semințele ca să te asiguri că vei avea un corp frumos în viața viitoare? Și este foarte amuzant să gândești în felul ăsta. E atât de frumos că nu este egoist, că nu trebuie să ai grijă de corpul tău. Nu trebuie să te asiguri ca tu să ai bani în viitor, ceea ce mie mi se pare plictisitor. Nu-mi place să fac lucrul acesta. Dar trebuie să, dacă îmi spune că trebuie să ai grijă de corpul tău viitor, pentru că trebuie să renunți la anumite lucruri care nu sunt bune. Și
Eu aș deveni foarte încântat să aflu ce am de făcut. Astfel sunt aceste 8 lucruri. Nu este în Amrim, este scris pe Shantideva. Iar cel care a scris la Amrimu ne-a spus să ne ducem să le căutăm la Shantideva. Le-am găsit în baza de date a librăriei, a bibliotecii clasicilor asiatici. Prima este să acumulezi cauzele astfel încât corpul tău viitor, cum să spui când vrei să cumperi o mașină nouă, nu vrei să cumperi o mașină nouă care să ți se strice după 100 de kilometri. Colectează karmele pentru un corp extraordinar și asta înseamnă să ajuți pe oamenii bolnavi. Al doilea, ai răbdare. Și ce legătură are asta cu corpul meu viitor? Vrem să fie atractiv. Nu este egoism. Este ceva practic. Dacă vrei să arăți, dacă vei arăta bine, mai multe persoane vor veni la lecțiile tale. Atisha a spus, sunt atât de norocos că m-am născut aspectos, frumos, pentru că foarte mulți tibetani au venit la lecțiile mele. Asta înseamnă să nu te înfuri. Tu vii să mă înfurii. Acum e bine, n-ai să reușești pentru că eu vreau să am un corp frumos în viața viitoare. Felul în care conduci. Nu voi face lucrul acesta pentru că deja am promis corpul meu viitor. Rictoa înseamnă să fii generos, astfel încât în viața viitoare să te naști într-o țară care are suficienți bani, este de ajutor. Dacă te naști într-o țară săracă, nu ai resursele să ajuți oameni. Nu spun că ești o persoană rea, ești ok, dar, spre exemplu, persoanele care au construit drumurile aici și centrul acesta de studii. Aceasta este o naștere norocoasă. Ai nevoie de o nouă mașină? Da. A cumpărat o mașină nouă. Haideți să vă cumpăr și un camion, o camionetă nouă. Îmi amintesc când când am strâns 200 de mii de dolari, era mare lucru. Și aici nu aveam nici podele și nici geamuri. Și am mai primit încă 200 de mii de dolari. Deci fii generos. Pregătește-ți un corp frumos pentru viața viitoare și care să trăiască într-o țară cu resurse. N-am spus să dai mai mult decât poți. Dacă ai 10 dolari și îi dai, vei avea același rezultat precum acest domn care a construit întregul studio de aici.
fără să te rănești, vei oferi atât cât poți, cât este confortabil, să ai suficientă mâncare și poți oferi atât cât poți și este ok. Power you have, share it with other people. Okay. Orice putere ai, împărtășește-o cu alte persoane. Împărtășește puterea ta cu alte persoane. Indiferent ce responsabilitate ai sau ce poziție ocupi, fii generos cu puterea ta. Dacă își doresc să împartă responsabilitatea, oferă-le oamenilor posibilitatea de a face acest lucru. Dacă ești șef, cel mai bun mod în care poți fi un șef este să împarți această putere a conducerii și a autorității cu celelalte persoane. Nu fi lacom, împarte, iar apoi, în viața următoare, vei avea autoritate. Numărul 5. Țineți promisiunile. Când spui ceva, menții ceea ce ai promis. 50% remembering your promise. Cred că mare parte din acesta, 50% este să te amintești promisiunile. Am promis lucrul ăsta, deci trebuie să fac lucrul ăsta. Menține o evidență a lor în telefon sau în mintea ta și țineți cuvântul. Nu promite cu ușurință, dar când ai promis, indiferent ce ar fi. Iar apoi, în viața viitoare, oamenii te vor crede și te vor asculta. Este atât de drăguț să colectezi karma astfel încât oamenii să te asculte. Mi-a luat mult timp să-mi dau seama cum se acumulează această karmă și să o colectez. Țineți cuvântul. Numărul 6. Dacă vrei să ai o reputație bună în viața viitoare, asta înseamnă că trebuie să ai grijă. Nu vorbi despre problemele altora și despre greșelile lor. Nu pierde timpul cu așa ceva. Toată lumea are probleme, tot avem. Și obiceiuri proaste, toți. Dacă cineva din această lume pretinde că ei nu au un obicei prost, să știți că doar se prefac că nu au un obicei prost. Pentru că nu ai fi venit în această lume decât dacă ai avut obiceiuri proaste. Dacă vin și îmi spun mie, Geshe-la, eu sunt pur precum zăpada. Și eu le spun că nu este adevărat. Nu poți fi pur precum zăpada și să fii în această lume. Dacă ești în această lume, nu ești pur. Suntem cu toții la fel și toți avem aceleași probleme. Nu-ți pierde timpul despre obiceiurile proaste ale altor persoane. Fii atent la ale tale. Odată ce lucrezi la obiceiurile tale proaste, îți pregătești un corp frumos pentru viața viitoare, iar acest corp va avea oritate și faimă.
Poți folosi greșit faima. Poți fi dependent de ea. Poți dezvolta adicție și te poți răni. Dar dacă ești faimos, o poți folosi. Și dacă știi cum să o folosești, atunci este de ajutor. Numărul 7. Fiecare țară are propriile sale nivele de socializare, nivele sociale, îmi cer scuze. Dacă urechea ta stângă este, dacă urechea ta stângă este mult mai mare decât urechea ta dreaptă în unele societăți, poți fi considerat mult ca făcând parte dintr-o clasă superioară. Și asta presupune să, că ai putea fi o persoană mai bună. Asta arată că te vei naște într-un astfel de context în viața viitoare. Trebuie să fii pregătit. Am avut o astfel de viziune și m-am uitat la persoana care voi fi. Trebuie să fie o persoană care va fi respectată în societatea ei. În fiecare societate sunt reguli diferite. Dar încearcă să dobândești karma astfel încât să te naști în cea mai bună în viața viitoare. El este atât de frumos. Urechile lui sunt atât de mari. Încearcă să acumulezi karma pentru așa ceva. Și ultima, numărul 8, acumulează karma pentru un corp foarte sănătos. Și să aibă multă vitalitate. Nu poți trăi o viață nesănătoasă. Nu este suficient să trăiești o viață lungă. Ai nevoie să fie un corp sănătos, să te poți trezi de vreme, să poți construi temple și stupa și să poți studia 8 ore, un corp care să aibă energie. Pentru $100. Care este porecla pentru a acumula karma pentru aceste 8? Ridicați mâna. Efort, bucurie, a spus cineva și Ghișela a zis că nu. Am mai răspuns cineva? Nu? Nu reușește nimeni? Dacă mai am încă cineva mai poate să încerce? Am mai spus cineva 4 pași? Renunțare. Arătați imaginea, ultima. Vopsește-ți teneșii. Nu uitați imaginea. Ai grijă de corpul tău în această viață. Și ai grijă de corpul tău în viața viitoare. Fii unul dintre prostuții ăștia care își dau cu spray pantofii.
pentru că nu mai sunt ai tăi. Trebuie să ai grijă de corpul cu care te-ai născut și trebuie să ai grijă de corpul pe care încă nu-l ai. Se complică puțin lucrurile. Eu am această dificultate de a avea grijă de corpul meu, dar dacă îmi spui că trebuie să am grijă de corpul meu pentru altcineva, este complet diferit. Atunci când lucram în New York și trebuia să lucrez foarte mult, și șeful meu se supăra, îmi spunea că o să mă concedieze. Și 6 luni mai târziu, întotdeauna îmi spunea cu un minut înainte de închiderea programului, vino la mine în birou. Și îmi zicea, mai că ești singurul, fără tine, noi nu suntem nimic. Fără tine nu putem face nimic. Când ești aici, știm ce să facem. Când nu ești aici, ne destrămăm fără tine. Tu ești cel mai bun. Dacă îmi spui că este pentru altcineva, răspund. Dacă este pentru unul dintre elevii mei sau pentru elevii mei viitori, voi mânca legumele. Dacă sunt pentru mine, nu. Seara au avut un meniu extraordinar de la grupul din Mexic în care se strecurase și niște spanac. Dacă îmi spune Geshe-la, de dragul altora trebuie să mănânci spanacul, atunci o voi face. Dacă e pentru altcineva, cred că o poți face. Îți acoperă corpul. Trebuie să termin mai devreme pentru că aveți 10.000 de mulțumiri de făcut. Când începe sesiunea de mulțumiri? Voi termina această perfecțiune. Același lucru se aplică și posesiunilor tale. Întâi de toate trebuie să ai grijă de corpul tău pentru alții. Iar apoi trebuie să ai grijă de corpul tău viitor pentru alții. Apoi trebuie să ai grijă de posesiunile tale. Trebuie să ai grijă de mașina ta, pentru că nu mai este a ta. Deja, tu ai împrumutat-o. Tu conduci mașina ta pe care deja ai dat-o altă persoane, dar încă nu au acceptat livrarea. Dar oricum nu mai este mașina ta. De aceea trebuie să ai multă grijă de toate lucrurile tale. Nu-mi place să am grijă de lucruri. Urăsc să am grijă de mașină și de întreținerea ei și nu am făcut lucrul ăsta niciodată. Dar dacă pui în responsabilitatea mea că nu poți face lucrurile fără mine, atunci o să spun că ai dreptate și mă gândesc că cineva trebuie să aibă grijă de mașină. De ce? Pentru că trebuie să duci o persoană la spital, e responsabilitatea ta.
Trebuie să ai grijă pentru că doar așa poți avea grijă de alte persoane, dacă ai grijă de posesiunile tale. Și apropo, păstrează-ți casa curată, pentru că dacă nu o cureți tu, nu o vor curăța celelalte persoane după ce vei muri tu și se vor chinui 6 zile să arunce toate prostioarele pe care le-ai ținut. Păstrează viața ta simplă, ușoară și nu lăsa în baza altor persoane să curețe după tine toate prostiile. Odată pe an arunc toate lucrurile la gunoi. Și apoi mă culc la ora 10. La 10 și jumătate mă trezesc și mă duc și le aduc înapoi în casă. Și mă gândesc că poate totuși am nevoie de pantofi ăștia. Și soția mea îmi spune, da, dar pantofi ăștia nu i-ai purtat de 6 ani. Și eu zic, da, dar nu se știe niciodată când îmi trebuie. Și apropo, nu știi niciodată când vei muri, deci nu-i lăsa pe alții să se ocupe de curățenie în locul tău, păstrează-ți casa curată. Fii aceiași pași, fii pregătit să oferi altora tot ceea ce deții. Mărește capacitatea ta de generozitate în meditație. Este o glumă că hainele tale vor căuta alte persoane după ce vei muri. În America există astfel de magazine, deci ai grijă de ele. Tahpa înseamnă, desigur, că ceea ce deții au fost dobândite în mod legal. Nu menține lucruri în casa ta pe care le-ai obținut prin furt sau ilegal. Trebuie să fie totul curat, pentru că nu le vei putea livra altor persoane dacă nu sunt complet curate. Este o idee interesantă. Nu trișa pentru a obține lucruri, pentru că atunci când vei muri, vor fi oferite altor persoane într-un mod murdar. Tot ceea ce deții trebuie să fie curat în moduri corecte, curate. Să nu fie dobândite prin înșelăciune sau prin furt. Să deții doar lucruri curate în casa ta. Tidiness. Yeah, everything should be karmically tidy. That'd be interesting, wouldn't Totul it? ar trebui să fie organizat din punct de vedere karmic. Curat. Și nu uita să construiești pentru următoarele lucruri din viața viitoare. Motivația este ca în viața viitoare să ai lucruri extraordinare de oferit altor persoane. Thank you. Și ultima spune întâi corpul, posesiunile și spune că trebuie să faci aceiași pași cu, de fiecare dată când meditezi, la sfârșitul meditației, trebuie să oferi semințele bune. Poți să dai semințele bune? Nu. Este bine să pretinzi că dai semințele bune? Da. Apoi spune, Yeah, who said?
Cineva a primit 100 de dolari pentru că a spus ce înseamnă contro. One is an answer where I bet $100 and you answer it. Then one is where I didn't bet $100, but the answer is so good it should get $100. Okay? Yeah. A avut un răspuns foarte bun și de aceea a primit 100 de So what's dolari. anger got to do with this subject? Ce legătură are furia cu $100. acest subiect? 100 de dolari. Raise your hand. What's Ridicați anger got to mâna. do with Ce this legătură subject are I'm talking about? furia cu exact acest subiect despre care vorbim? Destroys all the good seeds. Okay, then. Then So, there's no good seeds therefore, to dedicate to the next life. good, $100. Dacă furia distruge toate semințele, atunci nu vei avea ce Your semințe good să seeds also dedici don't belong anymore. Only pentru one. viața viitoare, There's nici not this. semințele This nu-ți mai picture is serious. aparțin I'm about ție. to give up my car. Nu am o problemă This is. să Your dau, good seeds să ofer mașina mea, dar și everything you will semințele prepare mele bune. includes your Ai good seeds. promis că vei Your fi good capabil seeds să you ofer mai rely on departe, don't belong toate anymore. semințele They belong to others. bune. You have a moral responsibility, Ai o not responsabilitate power. morală de a nu The good seeds in your răni mind. What's the best way to destroy semințele the good seeds? bune din mintea ta. Care este cel mai bun mod You prin care le as a distrugi? bodhisattva. Furia. Ca un How do you bodhisattva, avoid anger? trebuie Because să the good eviți seeds you furia, destroy pentru că don't belong anymore. It's like smashing aceasta somebody else's car. distruge semințele bune care nu mai sunt It's ale not tale. yours anymore. Okay? Semințele You have acestea no nu mai right sunt ale tale. to get angry. Nu ai Because you dreptul don't să te have the right înfurii. to Nu destroy ai the good seed dreptul in your own mind. să Because distrugi it's not semințele yours. bune din mintea ta, pentru că Oh, deja acestea that's sunt getting date. hard. Acesta deja Let's see devine what dur. you're doing. Okay, I'm almost finished. Yeah, he just says, last thing, okay? It's also your moral Și ultimul burden lucru este de asemenea not responsabilitatea just to ta get the morală good seeds de you a love, but to nu multiply numai de a proteja It's your semințele moral bune pe care le ai, dar să le și if multiplici. you're Este holding money from responsabilitatea ta somebody morală. else Dacă that furi you bani de never la repay cineva somebody else, but you didn't și pay vei it off da to al her yet, cuiva, it's your dar încă nu responsibility to i-ai invest dat it all încă, and pay the este interest and responsabilitatea ta de a-i investi și de a face dobândă astfel încât să ai mai mulți bani. Eu, spre exemplu, țin 10.000 de dolari pentru un fond de investiții. Eu și prietenii mei am decis că trebuie să-i livrăm astăzi. Dar ar trebui să fac niște dobândă pe acești bani până îi voi livra. Este responsabilitatea ta morală să livrezi mai mult decât ai angajat. Pentru 100 de dolari, ultimul lucru. Cum vei face dobândă la semințele pe care, semințele bune pe care le ai? By the way, the next retreat when you come, La următoarea retragere, când veniți, încearcă să fii take a cel cutie care with va you with you. ține această cutie cu microfonul și atunci Okay. vei primi Okay. Bring a fake box. Oh no, I'll give two. I'll give two if the answer is correct. I'll give two. I don't mind. purify my body, everything. Purificându-mi Bring mintea și corpul și toate aceste lucruri. Am semințe bune în mintea mea. Reformulez întrebarea. Și nu mai sunt ale mele. Tot ceea ce am este dedicat altor persoane. Și
Nu le pot da 10.000 de euro, aș putea să le dau 11.000 de euro dacă i-aș investi înțelept. Cum voi face să se transforme din 10.000 în 11.000? Cu ușurință. Meditația cafelei. Să te bucuri în meditația cafelei. Poți să livrezi mai multe semințe decât ai promis. Când împrumuți bani pentru afacerea ta, împrumuți 10.000, promiți că vei da înapoi 12.000, mai bine dai 12.000 și 100. Întotdeauna e bine să dai mai mult decât ai promis. Și faci lucrul acesta cu e ok să faci lucrul acesta și cu semințele tale mentale. Încercăm să mai dăm încă 100 de dolari. Doing it. Wait. She needs a couple minutes. Should we avem do nevoie de câteva minute? Okay. So I'm going to turn it over to Tim and I'm going to go sit down so I can space out. Voi elibera ghișeala se mută. Va elibera aici. All right, so first of all, întâi de toate, thank you, Geshe-la, for teaching. We're going to need that microphone. Îi mulțumim lui Geshe-la pentru aceste învățături. So first of all, thank you, Geshe-la, for such a beautiful ending to the class. Thank you. Pentru acest final extraordinar de frumos al lecției. I think there's a lot in there that we can think about. Aici la care va trebui să ne gândim, nu știu cum este pentru voi, dar aici, în mintea mea, începusem să dezbat deja cu Geshe-la că nu e așa, nu poate fi în felul ăsta. Și mi-am dat seama că inima mea era da, dar în interiorul minții mele era ceva care spunea nu. Chiar acum trebuie să am grijă de mine și de corpul meu. Dar nu din punct de vedere al modului în care a fost prezentat de Geshe-la. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că următorul program care va veni este exact despre aceste dezbateri. Care includ mintea și corpul tău. Când am auzit eu aceste învățături, m-am simțit foarte inspirat. Ești sigur că crezi aceste lucruri? Aceasta a fost reacția mea când am auzit prima dată aceste soluții și aceste idei. Și am zis, nu tocmai. Nu acesta a fost modul în care erau prezentate, dar m-au convins să văd cum arată aceste dezbateri și care sunt ideile greșite pe care le credeam și cum aș putea să mă mut, cum aș putea să trec către ideile corecte. Deci în iulie
Vom avea un program care se numește Îngerul dezbate cu diavolul și va fi în Mexic. În Ciudad de Mexic. Mă simt onorat să prezint echipa ACI. Aici lângă mine este Paci. Poate, și care să ne spună câteva cuvinte despre transport. El s-a ocupat de transportul. Va fi un program amuzant. Va fi distractiv. Este un dialog între bine și rău și este un mod foarte abil de a preda vacuitatea elevilor. În mod normal, noi facem acest program în Guadalajara, dar de data aceasta ne extindem în orașul Ciudad de Mexico, pentru că avem o sangă foarte frumoasă acolo și vom lucra împreună cu Fernanda Jimenez. Va fi un program scurt de 3 zile și cred că cel mai frumos lucru este că vom avea un pachet complet. Vor fi trei zile distincte și va fi un program flexibil. Oamenii vor putea alege să vină doar la una, două sau la toate cele 3 zile. Nu avem probleme cu vizele, poate veni oricine. Și sperăm să vă vedem pe toți. Acel loc poate găzdui până la 10.000 de persoane. Deci poți veni și poți urma acest joining. Mulțumim, Fernanda. And coffee meditate. This is a big task and we're super excited to have you on board. And thank you, Pachi. Ne bucurăm mult de tot pentru acest proiect. So I could sell our other programs, we'll just stop right there. Join us, you know, go online, find everything. Yes. Mergeți online și veți găsi și celelalte programe ale noastre. Avem o listă mare de persoane cărora dorim să le mulțumim. Pentru a conduce acest program, o mulțime de persoane s-au implicat, iar pe aceștia nu îi vedeți. Deci dorim să le mulțumim. Well, I'm going to stop my thank you then, and I guess we're going to do a... Vom opri puțin sesiunea de mulțumiri și vom face tombola acum. No, not yet. No, I need that back. Nu deocamdată. You guys are so excited about, you know, sending your seeds off to the future. There's so many to do. But I'd like to pass this over to Alejandra Hasso, who is the main ACI producer. Yeah. Alexandra is the producer principal. You have a bunch too, so she's going to start, and then we have a lot to go. Yes. Alexandra va începe. Mulțumesc mult. So I want to thank first of all. Întâi de toate vreau să mulțumesc. Venerabile Sunam de la Centrul de Retragere Diamond Mountain.
I would like that all the Diamond Mountain volunteers and staff stand up because they are doing. Toți voluntarii și toată echipa de la Diamond Mountain să se ridice acum, toată lumea aplaudă. Thank you, thank you. Mulțumim mult de tot. Așa să-i mulțumesc lui Ale. Te-am văzut cum ai crescut în ultimii 10 ani. Este director executiv la ACI. Este o plăcere să lucrez cu tine. Îți mulțumim că ai organizat toate aceste lucruri și că ai ținut echipa unită. A fost o plăcere să lucrez cu tine și întotdeauna am apreciat inteligența ta karmică. Amintindu-ne ceea ce ne-a spus Geshe-la mai devreme despre a avea grijă de corpurile noastre viitoare, Ale oferă un plic roșu lui Suna. Thank you so much, Venerable Sunam. It's been a pleasure to be with you. And a fost o bucurie să lucrez cu tine. With a different shoes. So it's a pleasure. Thank you so much. Please stay. Thank you. Îți mulțumim mult de tot. And then I want to thank Geshe Michael. Aș vrea să mulțumesc. Îi mulțumesc lui Geshe Michael Roach. For you. Avem o ofrandă pentru tine. Thank you so much for teaching us. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ai învățat. Te rog să rămâi. And also I want to thank. Și de asemenea aș vrea să mulțumesc. Geshe-la Diamond Mountain are o ofrandă pentru tine. Și îți mulțumim pentru că ai făcut locul acesta extraordinar și te rugăm să rămâi. Thank you very much, Geshe-la. Also, I want to thank the rest of the teachers and vreau să mulțumesc restul tuturor profesorilor și celor implicați în acest program, venerabila Gelse și venerabila Cadin. Thank you so much. Îți mulțumim mult de tot. Yes, we had wonderful ceremonies. Thank you so much. Am avut o ceremonie extraordinară și vă mulțumim pentru toate pregătirile și pentru toată ghidarea pe care am avut-o din partea voastră. Mulțumesc tuturor profesorilor care au ghidat meditații foarte devreme dimineața, Tim și venerabila Luna. Mulțumim că ne-ați ajutat să aprofundăm practica noastră Jokchup. De asemenea, aș vrea să mulțumesc tuturor invitaților și tuturor persoanelor care au urmat retragerea de 3 ani. Deb, Coco, Vimala.
also all the teachers who guided symposium for us. Tuturor profesorilor care au ghidat simpoziumele. Sperăm să organizăm retrageri mai lungi pe viitor. Și aș vrea să mulțumesc și echipei tehnice. They are part of the magicians that they are behind ACI, and we have a huge group of volunteers who are serving this retreat. Avem un grup foarte mare de voluntari care ne-au sprijinit în această retragere. Și vrem să ne arătăm recunoștință față de ei. Thank you so much, team, for this opportunity to serve the Dharma. Îți mulțumesc, Tim, pentru această oportunitate de a servi Dharma. Te rugăm să rămâi. Riders, three conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out of Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, freight yards full of old gray men.
graveyard of the rust of the rusted automobile. Good morning, America, how are you? I said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. And I'll be gone 500 miles when the day is done. Beautiful to see all the faces of the beings in this organization that are serving the world. În felul acesta, prin aceste organizații, suntem în serviciul lumii. You know, ACI is not about, you know, the leadership or about the ACI staff. Nu este despre leadership, este despre fiecare dintre voi. Este despre cum preluați voi aceste învățături și deveniți un exemplu viu. Toți acești oameni care ajută de jur împrejurul lumii împărtășesc și răspândesc această viziune. Ei înșiși având o viziune diferită. Este o onoare să fii cineva care aș vrea să vă mulțumesc tuturor. Iar acum să vedem cine va obține acest colier la tombolă. Această mală, scuze. You know, I don't know if you all recognize how difficult it is to produce an event like this and all the stuff that happens. Nu știu dacă voi recunoașteți cât de dificil este să produci un astfel de eveniment. An de zile am făcut lucrul acesta și întotdeauna există semințe ciudate care se deschid pe ultima sută de metri și există lucruri care par să nu mai meargă și răbdarea de care ai nevoie ca să conduci un astfel de eveniment. Nu te stresa. It doesn't change the fact that something's not working. Nu schimbă cu nimic faptul că s-ar putea să nu funcționeze. Cu această mală foarte frumoasă, pornim. What was that, 199? So 199-1, who is 199? 199, să vedem cine este 199. Who is it? Cine este? Sun Yunlin. Sun Yunlin. Same person. Okay. Okay, same person. Are they here? Or is this online? All right, great. Persoana de aici sau online? Thank you very much. O să vedem cum va ajunge această mare la tine. Did we raise in 2 minutes? Okay, we'll worry about that later. Thank you all for everyone who donated or who. Mulțumim tuturor celor care au donat. Mulțumim tuturor donațiilor generoase pentru toate organizațiile noastre. And thank you for however you've chosen to support the Worldview organization. Indiferent pe cine ați ales sprijiniți. To participate because we're all doing the same thing. We're just sometimes. So again, thank you Geshe-la for teaching. Mulțumesc Geshe-la pentru învățător. So we're going to have you. We're going to leave and then we have a couple more announcements. So thank you. Please stay and please. Vom continua cu câteva anunțuri pe care le avem de făcut.
Îți mulțumim, Gheșela. Știu că tu ai o întâlnire. Avem o întâlnire a Consiliului de la Diamond Mountain. Venerable Sunam. Și un venerabil Sunam, să vedem unde este. What's that? Okay, so who's doing the last announcements? Cine face ultimele anunțuri? Okay. Oh, I see. Thank you all. Sunam is going to come in and give you the last bit of information that you need in order to continue on or go home. We will see you soon. Thank you. Ne vom vedea curând. Thank you for being here, for being vă mulțumesc că sunteți aici. Vă mulțumesc că sunteți niște vizitatori atât de frumoși. Mergeți acasă și practicați. Practicați, acesta este cel mai mare dar pe care îl puteți oferi pentru învățăturile pe care le-ați primit de la Gheșela. Restul anunțurilor îi privesc pe cei care sunt acolo fizic, sunt organizatorii ce legate de deplasarea lor. Cred că pentru online transmisia se oprește aici, deocamdată nu mai există sunet și nici imaginea de la Diamond Mountain.